cum am promis, am revenit și cu partea finală a proiectului. În acest proiect am creat un efect de lemn rustic și piatra amprentată. Deci ceea ce vedeți acum este un lemn natural. Este o imitație de lemn realizată cu mortar decorativ pe care l-am vopsit. La final am aplicat lacul protector. Acest efect decorativ se poate realiza și pe pereții interiori ai teraselor. O alternativă la lemnul natur. Ca și avantaj, se poate face la dimensiunea dorită de fiecare beneficiar. Acest efect se poate realiza atât pe orizontală cât și pe verticală. Eu aici am optat să-l realizez pe orizontală. Am creat și aceste efecte de noduri. Și în continuare o să vă prezint câteva cadre din timpul execuției acestui proiect. Sper că vă place ceea ce vedeți și doresc să lăsați comentarii în rubrica pentru comentarii, să dați like acestui video dacă vă place, să vă abonați canalului meu, să apăsați clopoțelul să vă apară notificări. Ne vedem data viitoare cu un nou proiect la fel de interesant. Dar...